Am revenit la emisiunea Eu sunt România. Eu sunt România și tu ești România, cetățene care ne privește acum și îți dorește o Românie mai bună pentru tine și pentru urmașii tăi, pentru copiii tăi. E important să știi ce lași în urma ta, pentru că viața pe pământ este doar o trecere. Iar țara unde te naști este binecuvântarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. O forță invizibilă pe care o căutăm mereu. Cine suntem pe acest pământ și ce facem? Ne vrem o Românie curată? Ne vrem o țară a noastră? Este a noastră, constituțional. Dar trebuie să ne-o luăm înapoi. Și ne-o luăm cu oameni de valoare, cu oameni care sunt invitați la noi aici în emisiune, cu Oreste Teodorescu, cu Dumitru Bădrăgan și Sorin Radu. Dragilor, să continuăm discuția pe care am avut-o înainte de pauză. Să ne îndreptăm un pic atenția spre Constanța. Suntem la Vama Veche, Oreste Teodorescu. Suntem aici unde cerul se îmbină cu marea. Avem un fundal extraordinar. Avem această adiere de vânt, acest aer curat. Aerul curat al mării, Oreste Teodorescu, nu este al pădurilor, pentru că pe mare nu sunt păduri, dar totuși avem aici aerosoli. Poți să ne povestești ce e cu pădurile României? Ce se întâmplă în România noastră? Încă mai avem aerosol, pentru că n-au început încă marile exploatări a gazelor de șist de pe suprafața mării. Probabil că atunci nu vom mai putea vorbi despre aerul ăsta atât de curat. Spunea domnul Bădrăgan mai devreme despre fraternitatea cu Codru și despre fratricidul pe care noi l-am declanșat în urmă cu ceva vreme. Ne mirăm că Moldova este victima atâtor inundații, dar nu luăm în calcul faptul că există un raport cauză-efect în toate. În momentul în care defrișezi fără control, evident că declanșezi un principiu al dominoului. Toate de acum înainte se vor așeza în această logică. N-ai rădăcină, pământul n-are stabilitate, ploile vin că avem o climă temperată și slavă Domnului că mai și plouă în țara asta pentru o agricultură bună și prolifică. Nu întâmplător am fost într-o perioadă grânarul Europei și am putea fi. Sunt foarte mulți specialiști în agricultură care spun că suntem capabili să hrănim 80 de milioane de oameni cu ceea ce am produce curat aici, pe pământul românesc. Faptul că noi ne batem joc efectiv de truda înaintașilor noștri și de moștenirea asta extraordinară pe care Dumnezeu le-a lăsat-o românilor, se resimte astăzi. Astăzi vorbim de o țară care a renunțat la mii, sute, nu știu dacă mii, dar sute de ani de împăduriri. În momentul în care operezi zilnic zeci, sute de hectare de lemn defrișat, e ca și cum ai fuma, nu, dacă pădurile sunt plămânii unei țări, este ca și cum ai fuma 20 de pachete de țigări pe zi și după aceea te mii că ai o tuse tabacică care nu te mai da să dormi. E un act de sinucidere lentă, colectivă și e momentul să ne trezim. Să ne trezim în privința pădurilor, să ne trezim în privința ecosistemului și să ne păstrăm ceea ce am avut dintotdeauna. Natură. Dumitru Bădărână. Da. Păi, ce-ar mai fi de spus? Atunci când prin cadrul legislativ permiți astfel de crime la adresa pădurii și ce ar mai fi de spus atunci când n-ai un proiect de țară. Până la urmă, legislația e făcută pentru a sprijini un proiect, un proiect de țară care n-a existat și care ar fi condus la o imposibilitate a exportului materiei prime lemnoase,
neprelucrată în România. Avem un proiect de lege în acest sens. Din păcate, atenția parlamentarilor e una canalizată către alte probleme neesențiale până la urmă. Și acest proiect privind interzicerea exportului de masă lemnoasă brută zace pe undeva prin Parlament. Revenind, dacă n-ai grijă de pădure, trebuie să te gândești și la faptul că ar trebui să ai grijă de apă. Și aici ne referim la acel procedeu privind exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulică. Să nu uităm faptul că la nivel european nu suntem printre primele țări în ceea ce privește resursele de apă, ci suntem pe locul 13. Avem resurse astfel încât să putem trăi, însă nu avem dreptul să ne batem joc de ele și să nu avem un cadru care să permită protejarea resurselor. Mai avem ceva în Dobrogea, acel fluviu subteran, și băieți deștepți care exportă spre țările arabe apa plată din subteranul Dobrogei, ca să înțelegem foarte clar că dacă secolul trecut a fost unul al carburanților fosili, secolul actual va fi un secol al apei. Apa este noul petrol al omenirii. Cine dovedește și stăpânește apa e câștigătorul într-o luptă la nivel macro și geopolitic. Ori, tocmai de aceea cred că nu avem dreptul să ne batem joc și avem nevoie, repet, de acea lege a subsolului. Și avem alături de noi un domn, domnul profesor Vintilescu, un om care se implică la rândul său și face tot ce e posibil ca să înțelegem ce se întâmplă cu adevărat în România. Și problema e continuă, pentru că avem o dezvoltare urbanistică haotică în zonele rurale. Ne mor copiii, pentru că dacă defrișezi, e normal că alunecă ele de teren. Apa care nu mai rămâne în sol, ci pleacă la vale. Aceste fenomene produc tragedii până la urmă. Agricultura, una care nu beneficiază de atenția guvernanților, înseamnă involuție, înseamnă să nu putem hrăni 80 de milioane de oameni, ci să trăim noi la nivel de subzistență, pentru că nu avem un guvern atent. Înseamnă resursele din Marea Neagră, pe care le știam cu toții din anii 80, unde se află gazele, unde se află petrolul în Marea Neagră, și a trebuit să concesionăm, să ne mulțumim cu o redevență, astfel încât poate că peste câțiva ani, într-adevăr, nu vom mai respira acest aer dacă nu suntem atenți. Să nu uităm că devastatoare sunt până la urmă accidentele produse pe platformele maritime, și au fost și vor fi întotdeauna astfel de accidente. Și o redevență de 3,5 până la 7% nu înseamnă un viitor pentru o nație, ci înseamnă doar o asigurare a unui nivel de subzistență și profit pentru o agenție, cum se cheamă, e aceea care beneficiază și monitorizează toată activitatea de extracție. Și poate că ar fi cazul să ne reamintim că multe dintre țările care au astfel de resurse nu le privatizează, nu le înstrăinează, ci fac parteneriate astfel încât să câștige. Și uitați-vă la țările din Asia, acolo unde apa e mai scumpă decât benzina. Și aici va fi viitorul, dar oamenii pot circula și pot dezvolta afacerile, pentru că până la urmă acel popor deține resursa și își permite să aibă resursele la un preț mic. Sunt multe de spus. Sorin Radu, pentru că ești din Constanța și ești un iubitor al naturii și al mediului înconjurător, aș vrea să ne vorbești un pic despre cum vezi tu viitorul dobrogean. Avem aici cel mai mare bazin acvifer din Europa, sub Dobrogea noastră, până la cap Caliacra, un teritoriu pierdut al României în războiul balcanic, până la Capidava. Geologii ne spun că un râu subteran, un vechi ghețar care s-a dezghețat între timp, adică o apă foarte bună, foarte pură, de milioane de ani, circulă sub noi, chiar aici, unde stăm noi la Vama Veche. Circulă, adică are o mișcare de rotație. Ce crezi? Că ni s-a vorbit mai devreme de către Orest Teodorescu și Dumitru Bădrăgan, viitorul este al apei, al unei agriculturi sănătoase. Apa este importantă pentru planetă?
pentru Dobrogea, pentru economia românească? Ar trebui oare politicienii noștri să se gândească la un proiect energetic verde, un proiect energetic de țară, un proiect sănătos în care noi să dăm apă străinilor, nu să o exportăm cum se exportă, cum a zis domnul Dumitru Bădrăgan, că avem în Constanța o companie arabească care pur și simplu ia apă din Dobrogea, nu din munte, nu de la Borsec, nu de la, nu știu, Marghita sau din alte părți, din munții Carpați, să o exporte, ci pur și simplu din acest bazin acvifer dobrogean, pe care o exportă în țările arabe, acolo unde nu oamenii probabil consideră apa sfântă. Iar noi ne batem joc de ea, credem că acele fracturări hidraulice, acolo unde intri sub bazinul acvifer și unde faci tot felul de porcării, tu companie privată străină, să scoți tu un gaz care e acolo în măruntaile pământului, așa cum Oreste Teodorescu spunea mai de mult într-o altă emisiune, și mulțumesc foarte mult pentru implicația în acest subiect foarte sensibil pentru România. Să-mi spui, te rog, ce crezi tu că am trebuit să facem noi, România, cu apa? Așa cum știm cu toții, apa este sursa vieții. Așa cum de mii de ani vechii egipteni s-au mutat pe râurile Nilului și au construit cetăți și au construit temple, iată că toți au fost atrași de această sursă de energie, de această apă care practic cu toții ne dorim să fie limpede, să fie curată, să fie din brășuri și nu să fie otrăvită de anumiți politicieni care nu fac altceva decât să ne vândă bucată cu bucată. Cu siguranță nu, este de nedorit ca noi românii în general să nu putem fi de acord cu ceea ce se întâmplă în țara asta. Consider că poporul român a suferit destul și cred cu tărie că este momentul să acționăm. Și cum putem acționa? Prin mesaje transmise prin intermediul emisiunilor, prin proteste, prin tot felul... Proteste constituționale, domnul Sorin Radu. Constructive, proteste care îi trag de mânecă pe acei politicieni care, în mod normal, ar trebui să se întoarcă cu fața la popor, să coboare în mijlocul poporului, să asculte poporul. Eu cred că acei politicieni nu trebuie să se mai întoarcă în mijlocul poporului, pentru că nu au făcut față unei așa mari, cum să spun, unei așa mari pentru ei probleme. Nu. Eu nu aș dori. Ei se vor întoarce doar să ne mintă. Eu cred că nu ar trebui să se întoarcă aceiași politicieni care ne-au mințit, pentru că ei nu au simțit. Ei trebuie să se ducă undeva în pustiu, acolo fără apă, să trăiască în pustiu cu foarte puțin și să își reamintească că sunt doar simpli muritori, așa cum suntem și noi, ceilalți pământeni. Sorin Radu, apa reprezintă bogăția supremă a existenței unui popor? Cu siguranță da. Cu siguranță da. Asta și spuneam un pic mai devreme. Este cheia vieții. Este. Cu siguranță. Protejăm apa și eu sper ca dumneavoastră să vă implicați aici în problemele Constanței și să vă apărați apa Dobrogei, că e foarte importantă și mulți o vizează. Din sursele unor geologi, a unor specialiști în protecția mediului înconjurător, se pare că, nu se pare, mai mult ca sigur, că nu e bine să folosești ca și moderator acest cuvânt, apa este ținta lor. Dacă ți se otrăvește apa, probabil acolo este cheița în care un popor, o nație, poate fi subjugată. Și aici am să-i dau domnului Oreste Teodorescu, am să-i dau cuvântul, pentru că apa este ceva extraordinar
în construcția noastră. Construcția politică mondială ca pe o orchestră. O orchestră, desigur, care are un singur dirijor. Însă, toți membrii formației au câte un instrument anume la care se exprimă. Întrebarea pe care ne-am putea o pune, la ce instrument cântă România sau la ce instrument ar putea să cânte România pentru a fi în armonie cu Marea Sinfonie a celorlaltor neamuri. Și în primul rând, ar trebui să știm noi foarte bine care este instrumentul. Țambal. Țambalul nostru are un sunet aparte. Poți obține de la țambal și un sunet de pian și unul de acordeon. Ceea ce ne plasează încă o dată într-o zonă de mijloc între Occident și Orient, între civilizație și spontaneitate. Noi avem așa aici. Ce ne-a dat nouă Dumnezeu? Nouă Dumnezeu, pe lângă un neam blând de păstori și de apicultori și de agricultori, noi suntem păstrătorii unor comori. Apă, o resursă fără de care omul nu numai că nu se poate dezvolta, dar nu poate trăi. Avem posibilitatea de a găzdui mai multă populație chiar decât avem acum, pentru că România asta este o țară foarte mare și pe lat și pe lung. Sunt țări care și-au exploatat deja de-a lungul timpului toate resursele naturale și care au ajuns astăzi, cum este statul Israel, să caute cele mai inedite metode de a mai putea face agricultură. Și dacă i-au găsit o posibilitate de a face agricultură pe piatră seacă, sigur, punându-și la contribuție geniul nativ al acestui popor, este absolut impardonabil ca noi, fiind depozitarii unor volume imense de apă curată, să nu putem să și beneficiem atât noi cât și restul Europei de agricultura făcută în mod tradițional. Toți ne plângem că roșiile pe care le cumpărăm din comerț n-au gust, că fructele n-au zeamă, că practic mâncăm mai mult plastic decât chiar și la anumite fast food-uri de factură americană din agricultura autohtonă. Așa ceva nu poate fi explicat. N-ai cum. Ai cel mai bun cernoziom, aproape cel mai bun cernoziom din Europa. Ai în continuare rezerve de apă nealterată. Ai o capacitate agricolă care excede necesitatea propriului popor și tu să nu poți în 25 de ani să te configurezi ca un instrument principal în marea orchestră asta europeană, înseamnă orică cei care ne-au condus au fost animați de reavoință și de dispreț față de propriul popor, orică am fost conduși de niște trădători sau de niște spioni. Măcar să fi păstrat sistemul de irigație pe care cu atâta trudă părinții și bunicii noștri l-au pus la punct, e adevărat, într-un regim odios. Dar nu mai contează regimul din moment ce am avut rezultatul, am avut o infrastructură agricolă capabilă în 1989 să genereze un maxim de profit în economia națională. Noi nu suntem foarte pricepuți la industrie. Probabil că nu putem ține pasul cu englezii pe ceea ce ei sunt buni sau cu francezii pe ceea ce ei sunt buni sau cu nemții pe ceea ce îi definește pe ei. Dar noi, dacă suntem neam de păstori, de apicultori, miere bună putem să facem, agricultură ecologică putem să facem. Noi putem să beneficiem de faptul că suntem și un popor paradoxal. Când suntem tineri, toți suntem animați de curiozitate tehnologică. Internetul cu cea mai mare viteză, poate că nu întâmplător din Europa se află în România, pentru că noi când suntem tineri consumăm într-un mod absolut alert tot ceea ce înseamnă noutate tehnologică. Deci avem deschidere către asta. În Silicon Valley sunt foarte mulți români care aduc plus valoare economiei americane. Noi am fi putut să ne facem propriul Silicon Valley. ICRP Băneasa, nu, Institutul de Calcul, dinainte de 1989, era deja o antecameră pe care se putea construi o industrie de soft în România excepțională, pentru că avem materia cenușie. Avem bogăție și neuronală în România pe care nu știm să o folosim, noi ne exportăm cei mai valoroși oameni din România, îi exilăm, de fapt.
nici măcar nu exportăm cu statul România niciun banc pe urma lor, ci pur și simplu, din cauza unor politici atât de păguboase și atât de răuvoitoare la adresa propriei națiuni, noi condamnăm la exil pe cei mai valoroși dintre noi, care se duc și contribuie la plus valoare în Spania, în Italia, în Anglia, în Irlanda, acolo unde se duc. Adică renunțăm la materia noastră cenușie, pe care ne-a dat-o Dumnezeu, neamul ăsta. Nu profităm de datele naturale pe care le avem. În schimb, intrăm într-un joc păgubos al unei competiții pe care nu o să putem câștiga niciodată. Niciodată nu o să facem mașini mai bune decât nemții. Niciodată nu vom putea produce în marea cultură universală dramaturgia rușilor sau a englezilor sau a francezilor. În schimb, putem veni cu altceva. Venim cu o relație sănătoasă cu Dumnezeu, care nu este nici foarte dogmatică, nici foarte riguroasă, așa... Habotnică. ...concepte din astea foarte rigide. Avem bucuria de a mai ști să mai vorbim și cu un pom, de a mai ști să ne înțelegem și cu un animal domestic sau mai puțin domestic. Noi venim din neam de daci. Lup. Dac. E același lup. Suntem prieteni și cu câinii, și cu codrii. Avem niște reminiscențe șamanice pe care Europa civilizată le-a pierdut tocmai renunțând la ele în favoarea, hai să zicem, altceva. Acolo unde tehnologia înlocuiește capacitatea ta nativă de a face lucruri, asta nu te face mai deștept sau mai bogat, ci te handicapează un pic. Bunicii noștri, când eram noi mici și ne mai durea burtica sau capul, ne spuneau un descânt, ne mângâiau așa pe creștet și erau mai eficienți decât multe dintre ibuprofenuri astea pe care le cumpărăm noi din farmacie. Așa este, vorbe de duh, vorbe care vor rămâne, Oreste, fără modestie, ți le spun, vor rămâne într-o istorie a neamului, vorbele tale. Pentru că tu ești o persoană foarte ridicată spiritual. Ești un popă laic, dragule. Te cunosc foarte minunat. Nu. Eu sunt un ticălos conștient de propria ticăloșie și care, sigur, nesatisfăcut fiind de propriile micii, dorește așa de când în când să nu-i mai fie rușine la întâlnirea cu Dumnezeu. Eu sunt doar conștient de faptul că odată voi muri. Și mai sunt conștient de faptul că poate doar trupul meu va muri și sufletul meu, păstrând aceeași conștiință, cum se duce el să se întâlnească cu Tatăl. Când mă va întreba pe mine Tatăl meu de sus, băi, ți-am dat atâtea daruri, ce ai făcut cu el? Și eu ce să-i spun? Mi-am făcut o casă, mi-am luat niște mașini extraordinare, am mai babardit niște prințese în lume. Bă, doar atât. Pentru tot ce ți-am dat, atât feedback e cam puțin. Mi-e groază de întâlnirea aia și eu nu vreau să fiu cu privirea în pământ și rușinat până în străfundul sufletului meu când mă va cere socoteală Tatăl meu ce am făcut cu darurile și harurile pe care mi le-a dat. Asta am vrut să-ți cer, de fapt, să extrag de la tine niște vorbe foarte sănătoase. Sunt vorbe sănătoase, așa trebuie să gândească toți, dragă Oreste Teodorescu. Toată lumea trebuie să gândească ca tine și să simtă ca tine, pentru că viața este doar o trecere. Trebuie să lăsăm ceva în urmă. Nu trebuie să venim pe planeta asta invizibili, să nu fim vizibili, să lăsăm ceva în urmă, pentru că această clasă politică, ne întoarce la clasa politică, nu va rămâne în istorie. Să luăm celebra replică, Moldova nu e a mea și nu e a voastră, ci a urmașilor voștri, și să o extrapolăm la ideea de România și la ideea emisiunii tale. Pentru că România sunt eu, ești tu, dar nu e nici a mea, nu e nici a ta, ci a urmașilor noștri, pentru că noi creștem și ne înmulțim în fiecare generație. Asta au uitat politicienii români. Politicienii români de astăzi se comportă ca și cum mâine ar veni Armagedonul și sfârșitul lumii ar coincide cu sfârșitul mandatului lor de politicieni. Și a burdihanului lor plin. Neamuri care fac parte din neamul ăsta extins numit poporul român. Dacă noi nu ne gândim la România de peste 100 de ani acum, înseamnă că nu suntem buni români. Dacă noi avem viziunea României de peste 2000 de ani, înseamnă că n-am înțeles mare lucru din ce datorii avem și noi față de țară, vorba lui Kennedy. Noi tot așteptăm să facă România ceva pentru noi, dar niciodată nu ne punem problema, dar noi ce facem pentru ea? Să stăm doar așa pe canapea și să ne mâniem la televizor și să ne frustrăm că uite bă ce nenorociți, își bagi joc de noi de 20 de ani, dar noi, fiecare, eu, tu, cel puțin voi, invitații mei, oameni frumoși și români adevărați,
Nici nu v-am întrebat ce etnie aveți, pentru că nu mă interesează, sunteți cetățeni ai României. Casa înseamnă să fii român. Eu sunt România, înseamnă să fii și tătar, și turc, și rom. N-ar mai exista conflicte interetnice niciodată. Da. Elvețienii de ce o duc bine și în pace de atâta timp? Pentru că la ei nu contează componenta etnică. Eu sunt elvețian vorbitor de limba franceză. Eu pot să fiu elvețian vorbitor de limba italiană sau pot să fiu elvețian vorbitor de limba germană. Eu pot să fiu român vorbitor de limba maghiară, pot să fiu român vorbitor de limba bulgară, pot să fiu român vorbitor de limba turcă, tătară, rusă și așa mai departe. Dar de aici pornim, de la ideea că sunt român, pentru că țara asta mă hrănește și spune o vorbă bătrânească, până la urmă patria este pământul care te hrănește, aia este patria ta, iar țara ta este limba pe care o vorbești. De asta e și o mică diferență între patrie și țară. Dar dacă noi suntem în această patrie, că vorbim nativ limba română, bulgară, cehă, croată sau chineză, patria este România. Țara e limba pe care o vorbesc. Patria aia care mă hrănește. Și atunci dacă țara asta numită România îl hrănește deopotrivă la fel de bine și pe vorbitorul de limbă maghiară și pe vorbitorul de limbă bulgară și pe vorbitorul de limbă română, înseamnă că patria e una și aceeași. Și noi toți, indiferent de ce limbă vorbim între noi, trebuie să ne raportăm la România, ca la casa noastră. Și dacă eu nu fac curat în propria casă, dacă nu mă preocupă că s-a spart o țeavă sau că vine igrasia sau că, uite, domne, nu se mai închide bine ușa și s-ar putea să intre un tocar dacă împinge cu umărul în ea, cine altcineva este de vină dacă lucrurile nu merg așa cum mi-ar plăcea să meargă? Nu sunt eu. Am vorbit foarte frumos despre România, țara noastră frumoasă, cea care ne dă bucata de pâine și apa cu care putem să existăm. Acum să vorbim și despre cei care ne-au dus în prăpastie, cei care de 25 de ani și poate mai de mult, copiii lor au venit acum și ne-au luat țara, ne-au luat-o, ne-au dus-o în prag de colaps. Să vorbim despre Constanța, că ne aflăm în județul Constanța. Să vorbim despre Constanța politică. Cine ne poate conduce Constanța, Orese Teodorescu? Au plecat niște băieți la Beciul Domnesc. Acum, cei trei mușchetari, probabil doar pentru că au avut mușchetari, nu aveau nicio noblețe a slujitorului regal, cum erau mușchetari de prima. Au demonstrat, în afară de faptul că au știut să managereze excepțional de bine propriul lor afaceri, i-au condamnat una dintre cele mai bogate și cele mai cu potență regiuni ale României la o sărăcie nemeritată. Eu nu pot să cred că, de exemplu, Mangalia, care e aici, la 2 pași de noi, un oraș care are un șantier naval, un oraș care are port, un oraș care are o deschidere la sursa fundamentală a vieții, care este marea, are o populație atât de nefericită din punct de vedere economic, cel puțin. Nu pot să cred că un port de talia Constanței, care este absolut echivalent cu cel de la Haga, cu cel de la orice port din Europa, da? Are o realitate economică asemenea unui cătun din Elveția, că tot vorbise mai devreme. Nu se poate. Înseamnă că acolo managementul, cezarul locului, este sifilitic. Este un venetic, nu se poate, n-ai cum, adică e un risipitor. Să ai toate instrumentele la îndemână și să scoți o cacofonie din treaba asta, înseamnă că ori ești nepriceput, ori ești răuvoitor. Constanța, ca să-ți răspund direct la întrebare, a fost până acum, a încăput până acum, pe mâinile unor prăduitori, unor tâlhari. Iar rezultatul acestor tâlhării este propria lor existență acum de după gratii. Că nu rămâne nimeni nepedepsit pe lumea asta. Măcar dacă am mai citit un pic de istorie, am realizat că orice cerc deschis, musai la un moment dat trebuie să se închidă. Iar raportul se numește cauză-efect. Ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, cine scoate sabia de sabia are parte, cine alții în robie de robie are parte, cine fură, azi un nou, mâine va fura un bou. Ăștia au furat cu toată turma. Și n-a mai avut cine să dea lapte, n-a mai avut cine să tragă căruța. Și atunci, întrucât ăștia sunt doar niște samavolnici, nici măcar la căruță nu poți să-i pui să tragă, pentru că n-au suficientă resursă
să împingă nimic, nici măcar o roabă, dar pe un județ întreg să prospere. Și dacă constățenii s-au săturat să fie unii dintre cei mai bogați cetățeni ai României, dar care s-o ducă printre cel mai sărac și cel mai prost din țara asta, atunci vor trebui să-și aleagă dintre ei niște oameni cu care să-și semene. Nu să aleagă dintre ei niște oameni care nu mai au nicio legătură cu realitatea. Adică cu ce semăna Mazăre cu Constanțenii când își punea hainele de faraon și se scălâmbăia ca un penibil prin fața camerelor de la vedere? Aia e Constanța? Măscăriciunea asta? Urăciunea și pustiirea asta? Pe urcinea pustiirii, domne, ce au făcut ăștia? Trebuie dat cu aghiazmă, trebuie chemat, că toți suntem noi bisericoși aici, un sobor de preoți, real, și care cu busuioși și cu apă sfințită, în primul rând, să înceapă de la Consiliul Județean, unde au spurcat ăștia tot ceea ce ar fi putut să fie fieful progresului, domne. Nu? Că aici, dacă ai bunăvoință, ai relații potrivite și ai și instrumentarul necesar cu care să poți să propășești și spiritual și materialul neam și tu nu o faci, nu un an, ci 10 ani, 15 ani, de când sunt ăștia la putere. Îmi pare rău, dar trebuie să introduc în ecuație și un complice. În condițiile astea, complicile este chiar victimă. Dacă nouă ne merge prost în România, ca să extindem un pic exemplu de la Constanța către restul țării, este pentru că și noi am consimțit, din nepăsare, din ignoranță, din lipsă de preocupare, am consimțit să fim reprezentați timp de 25 de ani de niște nenorociți, că eu nu mă mai ascund după pe alt termen. Îi schimbăm în 2016, Oreste? Nu pot eu să-ți răspund, eu fac tot ce... Dar crezi că România se poate schimba în 2016? Că nu vorbesc doar de Constanța. În 2016 nu se poate schimba pe ansamblu, dar trebuie să înceapă măcar. Eu cred că avem cel mai bun și cel mai potrivit context din istoria noastră recentă, în care ne putem lua propriul destin în mâini și să hotărâm și noi, ca și cetățenii acestei țări, încotro ne îndreptăm. Direcția de politică și externă și internă de acum înainte nu trebuie să fie doar apanajul unei clase, unei elite politice, ci trebuie să ne preocupe pe fiecare dintre noi. Și atunci instituția referendumului ar trebui să fie din ce în ce mai prezentă. Cum este în Elveția? Că rămân cantonat exemplul elvețian. Dom'le, sunt cantoane în Elveția unde, de exemplu, guvernatorul respectiv hotărăște că mandatul lui de 4 ani vrea să acopere scăderea TVA-ului la alimente de la 9% la 2%. El nici nu-ți promite altceva. În campanie electorală vin doi oameni în Elveția, să spunem, care se bat pentru statutul de a guverna un canton. Și unul spune, domne, eu hotărăsc și asta vă promit. Dacă mă alegeți pe mine, domne, voi construi niște șosele ocolitoare ca marile camioane și tirul să nu mai treacă prin centrul cantonului să ne tulbure liniștea nouă. Asta este un proiect. Celălalt spune, nu, domnule, eu vreau să scad TVA-ul la alimente de la 9% la 0%. Și atunci cetățenii cantonului respectiv stau, se gândesc, băi, ce prioritate avem noi în cei 4 ani când ne conduce Hans sau Greta? Păi vrem să nu mai treacă camioane sau vrem... Și atunci, domne, atâta timp când noi alegem oameni și nu idei, atâta timp când noi alegem pe aia pe care îi vedem la televizor și nu pe cei care chiar au un proiect de țară, au o viziune coerentă, au un program la care să punem și noi umărul, nu o să ne meargă bine. Dacă în 2016 și cu asta am să-l rog pe politicianul de lângă mine să răspundă la treaba asta. Tu vorbeai acum, Oreste Teodorescu, vorbeai despre democrația participativă în care cetățeanul trebuie să implice și să... Păi asta este cheia, asta vrem în România. Falsă reprezentativă, pseudo-reprezentativă, doar l-am ales până și nu mă mai interesează 4 ani la să-și vadă de treabă. Nu vezi ce invocă și astăzi PSD-ul? Și doamne, noi am fost aleși de o grămadă de oameni. Cum să-l dăm noi jos pe Ponta? Păi noi ne-au ales. Păi nu, bă, pe voi l-au ales. A ales o alianță în care făceau parte și liberalii și un tandem în care Ponta rămânea premier și Crin Antonescu era președinte, întrucât acest proiect a murit odată cu desființarea USL-ului. Cum poți tu să vii să invoci că tu ai mentenanță la putere pentru că te-a votat lumea? Păi ce, lumea l-a votat pe Ponta? Nu, lumea a votat USL-ul atunci, nu pe Ponta. Așa este. O să lăsăm pe Dumitru Bădrăgan, care este politician, să ne arate dânsul ce viziune de noire și de primenire a clasei politice are. Eu mulțumesc, dar nu mă consider neapărat un politician, pentru că prin acțiunile mele am fost mult mai aproape de civic. Și proiectele mele și ale mele, ale oamenilor alături de care am activat, au fost
ultimul parteneriat politic, reprezentând o listă de candidați formată din oameni din societatea civilă la alegerile europarlamentare, alături de oameni din mass media. Și pentru 2016, într-adevăr, vorbim de vinovați. Dincolo de pașă sau ce se mai credeau cei care conduceau acest județ, există consilierii locali, cei care ne-au reprezentat prin neimplicare și care vor dori din nou să ocupe aceleași liste și să fie puterea legislativă a acestui județ, a orașelor. E bine, și acolo trebuie produsă o schimbare și civicul trebuie să se implice, să-și creeze proprii candidați prin alianțe locale, prin oameni care pot într-adevăr să schimbe ceva în mentalitatea omului, să-i spunem politic, de fapt omului care face managementul societal, acelui care, candidând pe o viziune, la 31-12 ani spune: proiectul meu n-am putut să-l aduc la îndeplinire pentru că nu pot să-l fac, nu sunt pregătit, și atunci renunț. Am curajul de a mă retrage acolo unde proiectul nu este viabil și eu nu sunt omul pregătit pentru a face acest lucru. Sau dacă sunt pregătit, hai să mă lupt cu celelalte partide, să folosesc, și aici mi-a părut foarte bine că ați dat exemplu Elveția. Procedura referendară este obligatorie a fi folosită în România pentru că avem orașe aproape de faliment. Ce se va întâmpla? Vom da, conform unei legi ticăloase, administrarea și patrimoniul către lichidatori judiciari care să scoată orașele din insolvență vânzând patrimoniu. Și nu va mai conta dacă e bun destinat culturii, dacă este spațiu verde. Și pentru a evita aceste lucruri avem nevoie de oameni care să se implice. Avem nevoie de oameni care au curajul să spună: eu nu vin aici pentru a ocupa locul, vin aici pentru a mă pune la dispoziție, pentru a executa în interesul tău ca și cetățean, și mă retrag dacă tu consideri că nu-mi fac treaba, și am curajul să depun acea balanță a activității în fiecare an. Dar mai am curajul, repet, să mă lupt cu politicienii din Consiliul Local care, punând piedică unei viziuni, unui proiect aplicat județului și orașului, și făcând micile jocuri ale partidelor căciulă de la București, se vor opune acelor proiecte. Și atunci vin, consult societatea civilă și prin referendum hotărăsc care e dezvoltarea pe care o urmărește o comunitate locală. Sunt câteva dintre proiectele pe care le faci și tot le aruncă în campanie electorală. Dar să vedem cine are curajul să facă acești doi mici pași. Să deschidă listele și să schimbe modul în care se face administrație. După care discutăm despre bioregionalizare, despre transportul gratuit pentru populație, pentru că la nivel european se poate realiza acest lucru. Discutăm despre educație. Și să nu uităm că vinovații sunt astăzi încă în Consiliu pentru distrugerea parcului Tăbăcărie, pentru distrugerea scoarurilor verzi din fața locuințelor noastre, și stau acolo și printre ei sunt chiar beneficiarii acestor autorizații de construire. Și atâta timp cât îmi spui că ești opoziție, dar nu ai atacat hotărârile de Consiliu, nu ai informat și nu ai făcut ședințe efective cu asociațiile de proprietari astfel încât să oprești din fașă proiectele criminale privind mediul, ești la fel de vinovat ca și cel care se află în Beciul Domnesc sau ne spune astăzi cu un tupeu fantastic: voi face partidul dobrogeienilor. Cine a declarat lucrul ăsta? Președinte de Consiliul Județean, că e suspendat momentan. Este un domn care a fost în Statele Unite, îl cheamă Nicușor Constantinescu, domnul Dumitru Bădrăgan. El a spus lucrul ăsta. Eu știu că, da, în primul rând el trebuia să trăiască și să simtă ca un dobrogean, adică să simtă pentru români, pentru că în Dobrogea avem comunități conlocuitoare, avem oameni care au venit deportați sau colonizatori ai Dobrogei, da? El nu simte românește, în primul rând, cum să simtă dobrogenește? Domnul Sorin Radu, spuneți-mi pentru Constanța, cum credeți că se poate schimba ceva? Și nu mă refer numai de la orașul, la municipiul Constanța, mă refer și la Mangalia, la Megidia, la Năvodari, până la chiar la și la Ostrov, care este o localitate unde s-ar putea face, de exemplu, un pod peste Dunăre.
să facă legătura cu călărașul mai repede spre sudul litoralului, spre Varna, spre autostrada Soarelui, care de fapt ar trebui să fie până undeva la Burgas, să se continue până la Constantinopolul, actualul Istanbul. Eu cred că politicienii, și vă spun pentru că și eu am intrat în politică nu de foarte mult timp, nu fac politică de foarte mult timp, nu am făcut politică, am făcut mai mult politică a bunului simț. Eu sunt un politician mai atipic. Sunt mai aproape de cetățeni, sunt mai aproape de oameni. Sunt politicianul care tot timpul a ascultat posturile oamenilor, tot timpul am fost conectat direct la realitate. Eu consider că acești politicieni ar trebui să facă mai multă administrație și mai puțină politică. Ar trebui să fie mai aproape de cetățenii care practic au propulsat și care practic au trimis pe acele scaune pe care au stat confortabil foarte, foarte mulți ani, foarte multe mandat și de care țin credință. Avem un exemplu, așa cum a spus și domnul avocat, chiar aici și aproape la Constanța, un exemplu de politicieni care nu au avut nicio legătură, nu au fost aproape de cei care practic i-au ținut pe scaunul 15 ani, dacă nu mă înșel. Cred că a venit vremea implicării oamenilor tineri. Cred că trebuie o curare politică, pentru că se impune acest lucru, este mare nevoie de o curare politică. Avem nevoie de... Epurare politică sună cam dur așa. Nu e epurare, poate o lustrare a clasei politice, nu o lustrare a clasei politice și o confiscare a averilor ilicite, extinsă. Da. Se lucrează și la acest aspect, însă sperăm să vedem și că se dau și exemple în acest sens. Sorin Radu, cine lucrează la lustrarea clasei politice? Instituțiile statului, abilitate? Lucrează aceiași oameni care sunt pe scaun și oameni care ar trebui să nu mai... Crezi că vom avea la anul 2016 oameni inventați, așa ziși independenți, care de fapt vor fi marionete ale acelor unelte, zic, acelor... Pentru că, de fapt, reprezentantul într-o administrație locală este probabil a treia mână, o mică păpușă, că urmează altele mai mari și mai mari. Ce zici? Se lucrează la lucrul ăsta? Lumea, cetățeanul, alegătorul trebuie să fie atent? Trebuie să fie foarte atent la cine îl va reprezenta sau cine își va dori să îl reprezinte în administrația publică locală? Cu siguranță vor trebui să fie foarte, foarte atenți alegătorii pe cine vor susține la alegerile din 2016. Problema este alta. Problema este că electoratul și-a cam pierdut încrederea în acești așa ziși politicieni. Dar este... Facem un sondaj și luăm orice persoană, orice cetățean de pe stradă și îl întrebăm, tu cu cine ai votat? Cu siguranță 99% dintre ei vor spune... Vor înjura, probabil. Mai mult ca sigur, dar m-am săturat de politicieni. Deci, cu siguranță va fi nevoie de oameni noi. Dar nu crezi că asta a fost premeditată? Este un scenariu făcut de acești diabolici? Pentru că ei lucrează în niște laboratoare. Au niște băieți foarte inteligenți, cumpărați, o inteligență cumpărată. Probabil sunt tot români plecați în Statele Unite, pe care i-au cumpărat, sau poate la Moscova, habar nu am. I-au cumpărat să le facă anumite campanii electorale diabolice. Să lucreze în timp, ani de zile, la tocmai ceea ce ni se întâmplă nouă, la faptul că oamenii sunt nemulțumiți, nu au încredere și nu vor avea încredere nici în noi partide, noi candidați. Și mă refer aici la Dumitru Bădărgan, poate la tine, Sorin Radu, oameni tineri care nu au fost implicați în porcării politice, nu au fost sifonari ai banului public, n-au făcut furt din politic și și-ar dori schimbare, pentru că voi doi, și cu Oreste Teodorescu, și cu mine, și chiar cameramanul care îl avem aici și îi mulțumim mult că stă lângă noi și ne filmează așa de frumos, suntem noua generație. Noi suntem de creței, dragule. Suntem generația probabil care a fost pregătită de o perioadă a sistemului acela comunist
în care să dea Kix. Au greșit în laboratoare și ne-au făcut pe noi, cei care am trăit jumătate din viață în acel regim și jumătate aici. Și avem o experiență extraordinară, putem să o lăsăm în urmă tinerilor care vin și în care avem încredere și să ne spuneți nouă dacă nu asta ni se pregătește în 2016, cumva de către aceiași politicieni care sunt acum la guvernare. Tocmai pentru imunitate. Scuzați-mă că am vorbit cam mult. Aceea a doua, a treia, a patra, a cincea mână, adică politicianul politru care ajunge să țină frâiele unui oraș, e rodul acelor șmecheri din PR-ul. Dacă vrem să schimbăm pentru 2016, trebuie să vedem cine are curajul ca proiectul 2016-2020 să fie unul dezbătut pe etape, pe fiecare zonă de interes, de la partea economică până la cea culturală, până la cea educațională, până la cea de mediu, în mod transparent, printr-un parteneriat cu Universitatea Ovidius, cu prezența și participarea tuturor celor care doresc să candideze și să reprezinte o parte a partidelor politice și la finalul dezbaterii să-și asume rezultatul acelui proiect, care poate fi transmis live, online, în tot orașul Constanța, numai primarul interimar numit de către consilier să aibă curajul și constanțenii să vadă ce li se pregătește și în mod direct să spună ce vrem. Dacă tot nu avem vot electronic, hai să avem implicarea pe baza internetului, pentru că toate parlamentele europene sunt agitate, toți politicienii sunt agitați de rolul internetului în formarea conștiinței civice. Și la sfârșitul fiecarei dezbateri pe cele 4-5 mari teme de dezvoltare a orașului, toți cei prezenți să semneze faptul că își asumă proiectul și dacă etapizat nu respectă proiectul, își dau demisia din funcția pe care o vor ocupa. Și atunci schimbăm ceva din băieții deștepți care vin să ne învețe cum se face campanie fără să ai rezultate și fără să ai responsabilitate după ce ești ales. Orese Teodorescu, dacă va veni un vot electronic obligatoriu în România, și obligatoriu, un vot electronic, nu știu, mamaia de la țară dacă își va permite, dar probabil se va duce cineva cu un laptop la ea acolo și cu un wireless și o va lăsa să voteze electronic, nu prin corespondență. Pune hackerii Anonymous. Da, acum, lăsând gluma la o parte, nu forma în care votăm e importantă, ci ceea ce votăm. Cred că după 25 de ani de manipulare și dezinformare ar trebui să înțelegem că noi nu alegem politicianul în funcție de dacă are sau nu are sprâncene, cum era cazul lui Corneliu Coposu, sau dacă este sau nu este vedetă de televiziune, sau dacă are sau nu are în spate un aparat de propagandă. Pe mine nu mă interesează omul din politică, pe mine mă interesează ideea din politică. Și atunci, cât timp noi votăm oameni și nu programe, putem să votăm și electronic, și manual, și digital, și cu porumbei călători. Degeaba o facem. În primul rând că noi o să vorbim foarte curând de o descentralizare a României, de o regionalizare, și atunci cred că e vorba de un tandem de proiecte. Avem nevoie, din punct de vedere al macropoliticii, de un proiect de țară care să fie dublat pe fiecare regiune în parte de un proiect regional. Pentru că Dobrogea are un anumit specific și are anumite particularități și are o anume moștenire patrimonială. Suceava, Botoșaniu, Transilvania, Oltenia, toate regiunile mari ale României, câte vor fi, au niște nuclee de modus operandi, pe care doar ei, pentru că de asta vorbim de descentralizare, ca să dăm posibilitatea regiunilor să-și aleagă proiectele regionale la care vibrează mai mult. Și atunci cu adevărat vom face ceea ce s-a pomenit mai devreme, transferul de la politizarea excesivă a aparatului administrativ, pur și simplu la administrarea pe criterii de competitivitate. Pe mine mă interesează ca politicianul pe care l-am înzestrat cu puterea de a mă reprezenta pe mine 4 ani de zile, să aibă în primul rând o viziune asupra ceea ce el are de făcut în ăștia 4 ani de zile, că eu nu-l pun acolo să facă bani pentru partid, eu nu-l pun acolo să facă bani pentru Măsa și pentru Tasu și eu nu l-am adus pe ăla acolo să-și facă burta mare, ca să nu spun eu cuvântul ăla, că să ți se lase cu o amendă nouă de la CNA. Da. Atent la noi, pentru că spunem adevărul și aceeași doamnă
după toamnă, săptămânile trecute, care este suspendată, așa știam, și cercetată penal. Da. Câștiga în instanță oricum acea pentru că cine au ar trebui desfințat. După opinia mea, este un alt instrument, un alt instrument de îngrădire. Dar noi, ca să revin la idee, noi din păcate noi nu avem încă o viziune asupra politicii și asupra statului român. Noi încă nu știm foarte precis ce fel de stat ne dorim. Exemplele din jurul nostru ne furnizează mai multe modele. Există state minimaliste cu implicație minoră în economia națională, dar cu implicații majore în ceea ce ține de securitatea națională, de resursele naturale, de, hai să zicem, instrumentele vitale care țin o națiune în picioare. Avem de-a face cu state care joacă din punct de vedere economic și joacă foarte competitiv, cum este statul francez, de exemplu. Da? Avem democrații de tip liberal, avem democrații de tip social, avem democrații de tip popular. Noi trebuie să ne upgradăm un pic cunoștințele de politică. Noi suntem animați cu toții de ideea de a face politică, dar hai să transferăm ideea de a face politică de pe prispă, de la Moromete, că vremea lui Moromete s-a dus. Trebuie să ne upgradăm și noi cunoștințele, să înțelegem și geopolitica, în ce realitate ne aflăm. Trebuie să urmărim cu foarte mare atenție și să vedem că avem o șansă extraordinară. Noi putem să observăm experimentele altor popoare care au trecut deja prin furcile astea caudine și să ne extragem de acolo părțile bune, fără să le repetăm neapărat și pe cele mai puțin bune. Și atunci ne trebuie fiecare dintre noi un pic de înțelepciune politică, chiar dacă nu suntem politicieni. Pentru că așa cum spuneați voi mai devreme, băi, dacă mă întreabă unul ce părere am despre politică și eu spun, nu mă interesează, domne, că toți sunt niște hoți, oricine ar veni, același lucru, eu, de fapt, mă autocondamn la non-guvernare, pentru că dacă eu nu mă implic și eu nu-mi doresc un anume profil de politician, ăla nu se naște de la sine. Că politicianul nu e un extraterestru pe care nava mamă l-a parașutat în fruntea Parlamentului, Guvernului sau Președinției. El este un individ care la un moment dat a fost extras de lângă noi, promovat și propulsat pe calea asta politică de a ajunge la nivelul de administrație, de reprezentativitate, până la funcția de președinte, dacă vorbim, de la alesul local din Consiliul Județean Constanța până la posibilul viitor președinte. Tot dintre noi vine, nu? Și atunci, dacă eu nu știu ce să-i cer, n-am nicio relație, eu personal, ca cetățean cu el, nici măcar nu mă interesează, înseamnă că mă autocondamn la un tip de a face politică în niciun caz avantajos pentru mine, ci poate avantajos doar pentru el. Pentru că și politicienilor le convine foarte mult ca noi să nu fim deloc interesați de ce fac ei. Și atunci, în lipsa noastră de preocupare, ei fac ce vor. Să dau un simplu exemplu, că zicem, domne, ce am putea să facem? Păi, domne, ce ar putea să facă un primar? Dacă un primar, nu e, domne, n-are o viziune, e un arhitect. Un primar nu trebuie să fie un arhitect, trebuie să fie un gospodar. Domnule, dar în primul rând și primarul de aici, de la Vama Veche. Domnule, dacă vrea ca vama asta să arate frumos, domnule, a angajat niște arhitecți tineri, absolvenții unei facultăți serioase de arhitectură, și le-ar fi spus, măi copii, hai să facem niște proiecte rezidențiale, da? Hai să vedem că totuși prima linie la mare e prima linie la mare și să nu construim hoteluri cu 10 etaje la prima linie la mare, că mai sunt și linia 2, 3, 4 până la linia 10. Hai să facem terasamente cum fac grecii, cum fac ciprioții, cum fac sicilienii, sardinezii și așa mai departe. Atâta trebuie să facă un primar, să aibă totuși bunul simț intelectual, să înțeleagă că el nu se pricepe și dacă el e un ghiolban în arhitectură, nu e obligat el să aprobe din cunoașterea lui niște proiecte, ci să angajeze niște oameni care se pricep. Câți tineri nu termină astăzi arhitectura și nu-și găsesc niciun loc de muncă în aparatul administrativ? Da, și am dat exemplu unui sat de vacanță, cum este Vama Veche, dar hai să ne mutăm la București, dar hai să ne mutăm la Timișoara, dar hai să ne mutăm în ce oraș vrei tu din România și o să vedem că niciun edil de acolo nu-și respectă cetățenii pentru că n-a angajat cei mai buni profesioniști în domeniile de care se ocupă primarul respectiv, ca ăia, nu, făcându-și datoria, să contribuie la propășirea asta spirituală și materială despre care tot vorbim de-a lungul emisiunii. Atât trebuie să facă un politician, să se înconjoare de oameni competenți, nu de incompetenți. Exact, subscriu, sunt perfect de acord. Același lucru l-aș fi făcut și eu dacă aș fi fost edil într-o zonă ca aceasta. În primul rând, nu aș fi permis să se construiască și să se folosească atâtea betoane pe plajă.
sincer, am venit de câteva ori, vama iubesc, vama îmi place marea, dar de la an la an se vede o urățire, o sluțire a acestei zone care atrage din ce în ce mai mulți tineri, din ce în ce mai mulți oameni de calitate. Este o percepție greșită. A fost o perioadă în care mulți spuneau de vamă, că în vamă vin oamenii de mai proastă factură. Nu comentez, eu am văzut oameni de foarte bună calitate aici, pe semne că sunt și ceva... Cu excepția celor prezenți. Cu excepția celor prezenți. Însă dacă primarul de aici, nu-l cunosc personal, dacă și-ar fi dorit să schimbe fața acestui stat de vacanță, cu siguranță ar fi putut, în sensul că sunt foarte mulți tineri care doresc să pună umărul la treabă, la muncă, chiar și fără a fi plătiți. Aș fi organizat așa un brainstorming și cu siguranță ar fi și ceva din această întâlnire, ca să spunem așa. Domnule Sorin Radu, îți mulțumesc tare mult că ai adus în discuție problema asta foarte importantă pentru noi. Când vine omul la mare, turistul ăla din satul mare sau din Italia și în locul ăsta unic din Europa, așa cum zic, turiștii străini, toți care vin aici în Vama Veche, de-aia avem din ce în ce mai mulți turiști în Vama Veche și din această cauză, din păcate, progresul material și făcut animalic, să zic, cu cuiburile astea pe care le vedem și poate operatorii vor da un cadru, pentru că noi suntem așezați acolo unde nu există umbrele pe plajă. Deci avem aici un câmp, exact cum e câmpul eolian, de umbrele. Turistul vine la soare, eu așa știu. Nu vine la umbrelă, vine să se bucure de soare și de aerosoli. De aerul ăsta care este în apropierea mării, de-aia venim aici. Nu ne punem nisipul în, nu știu, în Rarău, în Retezat, să facem plajă vara. Nu, venim la mare, pentru că aici efectele sunt benefice pentru organismul omului, pentru oamenii care sunt mai bolnăviori. Dar aici este un spirit, Vama Veche. Vama Veche și un perimetru al gazului de șist. Foarte importantă, Vama Veche. Vama Veche, spiritul libertății. Tineri care s-au îndrăgostit, s-au căsătorit, au făcut copii români frumoși, care continuă identitatea. Românii au nevoie de Vama Veche și nu numai, și de Mamaia. Și în Mamaia aceeași problemă. Vama Veche începe să se transforme, să arate din ce în ce mai mult cu ceea ce a făcut fostul primar de acolo. O Mamaie a nesimțirii. O Mamaie care nu seamănă nici măcar cu Brazilia pe care o arăta, că și acolo oamenii au mult mai mult bun simț, pentru că sunt oameni mai evoluați spiritual decât el care este născut în drumul Taberei în București, nu este constanțean. Apropo, fostul primar al Constanței. Pe final, mai avem câteva minute foarte importante, vom continua discuțiile și dezbaterile. Sorin Radu și Dumitru Bodrăgan și Oreste Teodorescu, o întrebare pentru toți trei și câteva cuvinte din partea voastră pentru telespectatorii noștri. M-am întâlnit cu un prieten, un român care locuiește la New York și care mi-a spus că actualul primar al New Yorkului are salariul onorific de $1. Ce-și dorește un viitor politician care dorește să-și conducă urbea, județul sau comuna, localitatea de unde este el? Ce-și dorește, de fapt, atunci când își dorește să fie șeful acelei localități? Eu pe voi vă cunosc și știu ce oameni sunteți. Dar spuneți-mi dumneavoastră, urmând de exemplu pe care vi l-am dat, să-mi spuneți, acel primar vrea să facă ceva, probabil de aia are salariu de doar $1, onorific. Da, este de lăudat inițiativa primarului de mine, că a acceptat o funcție publică, o funcție atât de înaltă, pentru că ei sunt altfel organizați. În Statele Unite primarul este peste tot, peste poliție, peste tot. Este cel care dă ora exactă.
Dragul meu Sorin Radu, dragul meu invitat. Nu. Dacă el a acceptat o funcție publică remunerată cu un dolar simbolic, pe semne că acel primar are și alte venituri, trăiește și din altceva. Este foarte important din ce trăiești. Este foarte important cum își asigură traiul de zi cu zi. Pentru că dacă este un om din popor și care știe și înțelege foarte bine neajunsurile, mă raportez la România, nu cred că este cazul și în Statele Unite, să vorbim de neajunsuri, de nivel de trai, de lipsuri, de... au și ei problemele lor, însă cu mult mai mici decât problemele pe care le avem noi. Revenind la ce și-ar dori un primar în România. Un primar în România și-ar dori în primul rând să fie aproape de oamenii pe care, oamenii de fapt care l-au trimis pe scaunul de primar, oameni în care au avut încredere să-i reprezinte. Îmi doresc să facă absolut tot posibilul să facă proiecte, să scrie proiecte, să acceseze bani. Sunt bani foarte mulți care vor veni. De aia este să ai și proiect și să ai o echipă, să scrie acele proiecte bine și să obții bani pentru dezvoltarea comunității, pentru învățământ, pentru sănătate, pentru infrastructură, pentru, pe scurt, pentru un trai mai bun. Eu un primar îl văd exact cum spunea și Oreste, ca pe un gospodar. Deci trebuie să fii gospodar, nu trebuie să fii nici inginer, nici arhitect, nici medic. Trebuie să fii un foarte bun gospodar. Și ca să fii un bun gospodar, eu cred că trebuie să fie și ceva nativ. Pentru că nu există cursuri de cum să devii un bun gospodar. Deci trebuie să vină de undeva din interior. Din educație, probabil, nu? Educație, bineînțeles. Deci trebuie să fie un om din popor, cu alte cuvinte. Ai dreptate, un om din popor. O altă situație în Statele Unite, e o altă situație acolo, în schimb au un alt nivel de civilizație și de educație, în primul rând civică. Ei au și foarte mulți bani atunci când sunt aleși. Îți mulțumesc, Sorin Radu. Oreste Teodorescu. Aș spune continuarea ceea ce spunea Radu. Eu nu cred că se justifică un salariu fix de primar. În schimb, s-ar putea justifica și ar fi interesați toți, cred, de un procent din bugetul local pe care îl administrezi. Pentru că dacă tu ești un gospodar atât de bun încât faci să se învârtă după soare stațiunea, orașul, satul, comuna respectivă pe care tu o reprezinți și aduci la bugetul local prin inițiativele tale interesante și prin managementul foarte bun pe care îl faci o sumă foarte mare încât toți trăiesc foarte bine acolo, eu aș propune ca salariul acestui gospodar să fie procentual. Și atunci să vezi tu cum i-am încurajat noi pe bunii gospodari să aducă plus valoare localităților pe care le reprezintă, pentru că din asta își vor extrage și veniturile lor. Dar de ce să fie salariu? Adică un primar nesimțit să aibă același salariu cu un primar muncitor, doar pentru că este primar? Nu. Trăim totuși într-o economie, sau cel puțin așa ne dorim, să trăim într-o economie de piață liberă. Chiar dacă funcția este reprezentativ de stat, dar dacă omul respectiv, ca bun manager, aduce foarte mulți bani comunității locale pe care le reprezintă, trebuie să trăiască procentual. Asta este părerea mea și atunci, în loc să încurajăm furtul și combinația, o să încurajăm pe oamenii gospodari să producă plus valoare din care să trăiască foarte bine și ei și familiile lor. Încurajăm, adică competența. Și competiția. Și competiția. Dumitru Bădrăgan. Acum, într-un final, ce pot să spui? Dacă te implici, o faci pentru până la urmă, prin implicare, alegi cum vrei să trăiești. Yeah. Esențial și până la urmă, democrația înseamnă să te implici și să spui cu adevărat ceea ce vrei și să conteze ceea ce vrei prin însăși modul în care te implici. E ușor de făcut, optimismul există, cred că putem schimba, chiar cred acest lucru și aștept să văd modul în care ne vom implica cei care locuim în acest oraș, ne referim la Constanța, un oraș care trebuie să beneficieze de o schimbare, una care se va produce până la urmă, repet acel cuvânt, prin implicare, pentru că dacă eu sunt România, atunci trebuie să mă implic. Mulțumim foarte mult! Vom continua cu emisiuni la fel de interesante și mai acide. Astăzi a fost o emisiune care a debutat spiritual, pentru că am avut și oameni spirituali alături de noi.
Eu sunt România și tu ești România, noi împreună o putem schimba. Fiecare cetățean care trăiește, s-a născut aici sau a fost adoptat de această țară minunată, este România. Trebuie să alegem în sfârșit ce e bun de ce e rău, să aruncăm ce e rău și să ne iubim țara. Pentru că fără România, țara noastră și mama noastră, nu putem exista. Până la emisiunea viitoare, rămâneți pe Media TV, pentru că aici vom dezbate emisiuni extraordinar de importante pentru România. Doamne ajută!